Ez nagyon. N-ai mâncat, n-ai mâncat. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, întotdeauna, acum și pururea, și în veci, vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâni, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de ce rău, ca Ta este împărăția, puterea și mărirea al Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Fiule, și Cuvântul lui Dumnezeu, Păstorule și Mirule, care a ridicat păcatele lumii și a iertat datoria celor doi datornici și femeicile păcătoase, i-ai dăruit iertare păcatelor ei, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului, împreună cu iertarea păcatelor lui, însă stăpâne, dezleagă, lasă, iartă păcatele, nelegiuirile, greșelile, cel de bun, cel fără de bun, cele cu știință și cu neștiință, care s-au făcut de roba ta aceasta. Cum vă cheamă? Cum vă cheamă? Cum vă cheamă? Maria. Roba ta Maria, cu familia dânsei și cu toți cei dragi ai dânsei, și câte ca niște oameni purtători în trup și viețuitori în lume, au alunecat și au greșit cu fapta, cu fapta, cu cuvântul, cu gândul, cu știința și cu neștiința, în timpul nopții sau în timpul zilei, sau sub blestem părintesc sau călugățăm. Ori de la preot, ori de la arhiereu sau de la episcop, s-au blestemat, s-au cu jurământ pe numele lui Dumnezeu, s-au jurat și l-au călcat și nu l-au respectat. Sau de mânia cea fără socoteală, pe vreunul dintre vecini, sau din creștini, sau din frașă, au afurisit, sau s-au blestemat, sau nebunește au vorbit, sau au sândit, sau au clevetit, sau au judecat pe cineva, sau vorbe spurcate au vorbit, sau pismuit, sau mâniat pe cineva, sau am ținut minte rău, ori cu mânie s-au pornit, ori s-au mândrit, ori cu veclănie s-au osândit, cu camătă au luat și la cineva împrumut și le-a dat înapoi. Ori s-au trândăvit, ori în deșert s-au mărit, ori în iubire de argint au căzut, ori s-au îmbătat și-au vărsat. Ăsta e mare păcat. Sau la fermecătoare, vrăjitoare și la descântătoare, și la alți asemenea, acestor au alergat, care stau peste măsură. Sau cu nesați au mâncat, sau adăuare au mâncat, sau desfrânare, sau predesfrânare, sau sodomie, sau precurvie, au săvârșit. Însu, Stăpâne Doamne, Dumnezeu nostru, iată pe frații noștri, care sunt aici de față,
că Sfânt ești Dumnezeul nostru întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Da. Ziceți după mine, Doamne, miluiește-ne. Da. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, unul născut Fiule și cuvântul Tatălui, care a rupt toată legătura blestemurilor noastre și care a zis așa, luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, și cărora le veți ține, ținete vor fi. Tu însuți, Stăpâne, prin Sfinții Tăi Apostoli și ai dăruit preoților care slujesc cele Sfinte în Sfânta Biserica Ta, să ieri păcatul și se lege și se dezlege toată legătura libertății. Deci acum, te rugăm pentru roaba ta aceasta, cum o vine? Maria. Maria, cu toată familia dânsii, care sta înaintea ta și stă acum. Și ne rugăm pentru noi neprinși, ne rugăm pentru dânsa cu toți dragi. Dă-i ei mila ta, rupe legătura blestemului și rământului și a blestemului care s-a legat. Și orice a vorbit, din neștiință sau din nebăgare de seamă, sau din slăbiciune sufletească a lucrat. Cel ce știe neputință omenească, tu care ca un iubitor de el și bun și stăpân toate păcatele cel de voi și pe de voi iartire, la roaba ta aceasta Maria cu toți dragii adânsii, cel ce dezdești pe cei legați, cel ce ridici pe cei căzuți, nădejdea celor deznădăjduiți, te rugăm că Sfânt ești Dumnezeul nostru întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, încă ne rugăm pentru mila viața, pacea, sănătatea, iertarea păcatelor, cercetarea robilor de aceasta, Maria, cu robii tăi și frații noștri, surorile noastre în Domnul, care ne roagă să ne rugăm pentru dânsii, ne rugăm ți auzi-ne și miluiește pe dânsii. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cum îl cheamă primarul? E Ioan? Pe primarul. Ion. Încă ne rugăm pentru conducerea acestei comunități la Petrova, domnul Ioan. Pentru familie, Petrovai și pentru familia dânsului, pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să-și reverse harul și binecuvântele sale acestui om făcător de bine. Ne rugăm ție ca să răsplătească dânsului după faptele sale. Ne rugăm ție, auzi-ne și îl miluiește pe dânsul. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Maicuță Sfântă, te rugăm, fierbinte, să ne asculți de-a poruri marea rugăminte. Nu lăsa, Maicuță, să perimă pe cale, că noi sânătem în fii lacrămilor tale. Vino, Maică dragă, nu lăsa să piară țara și poporul, turma și păstorul. Vino, Maică, iară, nu lăsa să piară turma și poporul, țara și păstorul, pentru rugăciunile
Sfinților noștri, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne, Tatăl Sfânt, amin. Capinha, vou zutar, chumion.